Bună ziua, doamnelor și domnilor! Informația precum că o rachetă militară a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova a fost confirmată cu ceva timp în urmă de Ministerul Apărării de la Chișinău. Reprezentanții instituției au notat că obiectul a fost detectat în jurul orei 10:20, mai întâi deasupra localității Mocra din regiunea Transnistriană, apoi a zburat peste comuna Cosăuți din raionul Soroca și s-a îndreptat spre Ucraina. Notat că în această dimineață autoritățile din țara vecină au declarat starea de alertă maximă în legătură cu atacurile masive ale armatei rusești asupra obiectelor de infrastructură din Ucraina. Sunt vizate în special obiectele de infrastructură din sud-estul țării vecine, în special regiunea Zaporojie, unde se află și cea mai mare centrală nucleară din Europa. Ministerul Apărării de la Chișinău, inclusiv și alte instituții specializate, au anunțat că monitorizează cu atenție situația din zonă, iar Ministerul de Externe de la Chișinău a dispus convocarea de urgență a ambasadorului Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, pentru a-i cere explicațiile de rigoare în legătură cu survolarea rachetei militare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Nu este pentru prima dată de la începutul invaziei rusești în Ucraina când spațiul aerian al Republicii Moldova este survolat de rachete militare rusești. Au fost 3 cazuri când fragmente de proiectile au căzut în nordul Republicii Moldova, mai exact în raionul Briceni. Acestea au fost toate informațiile. La revedere!